Domnul. Aici, aici, încă. Mai vin mașini pe aici? Sunt mai tu fișuri pe aici. A? Nu e un drum și pe aici, spun de soi? Stai să văd aici. Nu mai te uită. Nu e aici, și cum ne uităm la mașini. Căpușe? Sunt căpușe? Ăla s-a dus în con. Nu s-a dus, se oprește, nu vezi? Nu vezi? Nu. Da, Beatrice. Ne ferim de căpușe. Hai. Băi, era pe aici unde. E pe aici? Ah, da, uite, e un drum aici. Hai. Să dai lanterna mare. Ai luat și bateriile, nu? Da. Când simți că te lasă, vrei, pui. Hai să vedem cum trecem. Să ne arătă cine trebuie să ne... Unde o luăm? Te uiți tu atent? Nu pe aici trecă, este un așa. Drum. Pe aici este un drum. Ai auzit? Uh-huh. Stai un pic, stai pe loc. Oameni buni, facem și noi live-ul să creștem? Creștem și noi live-ul? Iată-ci. Vai. Ce întuneric e, ia închideți lanterna. Să vadă și ei ce, unde suntem. Haideți să creștem live-ul, hai. Pentru voi facem asta, nu? 51 de oameni doar. Ce facem aici? Iubi? Ia bine. E ceva acolo, mi se pare mie. Nu e nimic. Pe acolo? Tot în stânga? Mergem pe lângă? Sau ne afundăm? Se aude ceva. Dar de când am intrat în pădure se aude ceva, dar nu știu ce se aude. Se aude ceva. Niște murmurele, așa, nu știu. Gică, pune-ți căștile. Puneți-vă căștile, cine are căști, dacă aude ceva să ne spună.
Hai să ne uităm după drum. Acolo e? Deci pe aici, da. Să ne ținem minte noi. Hai să cântăm. Stai un pic. Stai un pic aici să încercăm aplicația, așa zice. Ține tu într-un loc, sus, nu jos, adică așa. Așa. Stai așa, nu mai mișcă. Este cineva aici? Este cineva aici cu noi acum? E cineva aici? Cum te cheamă? Ce? Ce am auzit? Am auzit ceva? În spate. E în spate? Cum te cheamă? Alex. Spune-ne cum te cheamă. Ne spui și nouă cum te cheamă? Vrei să vorbești cu noi? Da. Vorbește mai rar. Aici am simțit la mine o prezență. Uite, cred că e ceva acolo. Iubire, ține acolo. Ține acolo, ține acolo, ține acolo. Uite acolo. Se uită ei, atenți. Fix între alea două. Uitați-vă atent dacă e ceva. Că eu nu pot să văd aici. Aici se vede un tot. Dar nu mers ceva pe astea. Adică ceva pe iarbă, nu? Astea, da. Hai să mergem, mai mergem. Vei, unde am mie mie să nu iasă urși sau mistreț. Hei, 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 hei. Acolo se aude ceva. Încă nu. Un cap alb, zice. Unde? Gică. Nu știu unde a văzut capul alb. A fixat. Este un cap. Unde? Doamne ferește. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Dacă ești aici, arată-te. Venim în numele lui Allah.
Eu nu văd nimic deocamdată. Sau am auzit ceva, dar nu sunt sigur. Am înțeles. Acolo a avut ceva acum între aceia. Venim în numele lui Allah. Nu vrem să-ți facem niciun rău. Vrei să vorbești cu noi? Băi, ce are mă lanterna asta? E prea multă liniște. Nu se mai aud nici puțin. Stați, ne mișcați un pic. Ceva nu e ok, prea multă liniște. Am venit pe altă parte să intrăm în pădurea asta. Și nu e ok aici. Este foarte mare liniște și este închis în sus. Deci nimic nu vezi. Dacă vedeți și voi. Și este întuneric beznă. Foarte bine, Andrei. Ba da, am auzit bătăile din copac. Un pic, dar mai... Eu simt prezența. Noi avem o... E prea multă liniște. Avem presimțirea asta, premoniția și cu intuiția. Și soția și eu. Din cauza asta. Hai pe aici, hai. N-are rost. Că foarte, foarte, foarte... E ceva apăsător. Echinox, nu știu despre ce vorbești. Ce alte aparate? Încerc, omule. Crezi că toată lumea are aparate? Spune-mi tu mie. Babe, pe unde? Pe aici? Am venit? Băi, mă apasă iar. Ah, să-mi bag piciorul. Ok, Gica. Să avem grijă la întoarcere. Băi, mă lasă fără putere. Deci nu mai pot. Deci nu mai pot. Mă lasă fără putere. Fua. Am așa o presimțire nașpa de tot.
Ah, ce mă doare spatele iar. De când m-au lovit atunci. Ia. S-a văzut ceva? Sau mi s-a părut mie? O umbră neagră acolo în față, unde țin. Da, mi-absorbe, nu știu ce face. Faceți poze. Face screen-uri. Eu încerc să vă arăt cât pot. Acolo, acolo, aici, în zona asta am auzit. Și ca alte aparate, dacă aveam, nu știu, unul. Oh, nu mai pot. Hai să punem aplicație. Ține asta. Ce am, mă? Vrei să vorbești cu noi? Ne spui și nouă numele tău? A zis da. Cum te cheamă? Cum te cheamă? Cum te cheamă? A zis cumva Leo? Păi moare bateria aici. Adelina? Ana? Cum te cheamă? Cât sunteți aici? Vrei să vorbești cu noi? Ce a fost asta, mă? Băi, ce a fost asta, mă? Ești prost? A zis ești prost. Mă jur. Băi, cine ești? Cum te cheamă, am zis? Iar nu mai avem baterie la lanternă. Deci iar îmi suge. Deci nu vrei să vorbești cu mine? Ce a fost, mă, asta? Ce ai? Ce ai? Babe? Hai, pe aici. Pe aici sau pe acolo? Din ce în ce sau... Nu știu dacă auziți voi, dar se aude din spatele lui ce vă Bebe, ce ai? Puiu? Roagă-te, Bismillahir Rahmanir Rahim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Nu e, haide, vino. Bebe. Am pus, dar nu mai îmi bate. Rămânem fără baterie. Mulțumim. Nu mai am nici aer. Dar nu mai pot. După cum observați, câtă lumină era înainte și când am intrat, deja pe mine m-a lăsat. Aleargă cineva. Aleargă cineva. Babe, ieși pe aici, repede. Ieși pe aici. Ieși. Uite-l acolo, s-a auzit acolo.
Dar nu mai am lanternă. Nu-mi bate. Hai, hai, hai. Deci nu mai am baterie, mă. Unde am ieșit, mă, acum, iar? Oh. Fai de mama mea. Deci nu mai pot de... Mi-a sub toată energia, iar și curentul la tot. Ah. O să încercăm să mai nu mai pot. Ține un pic. Ce mă doare spatele. Nu, deci... nu ne panicăm, doar că simteam că nu mai am aer. Și parcă din ce în ce venea mai repede, ceva mai repede spre noi. Nu știu ce s-a auzit la voi. Dacă s-a auzit ceva. Aolea. Mamă, nu mai pot. Ai două poze? Ce cauți bine la mine? Să le trimită. Să le trimită pe... Nu e la mine. Ăla secundar, nu? Da, nu poate să trimit. Serios, așa a zis? Ce a zis? Să plecăm? Da, e nefugărea, probabil. Da! Aoleu, ce mă doare! M-a lăsat fără aer, iar... Închide ușa un pic să ieșim de aici, la lumină. Închide un pic ușa. Mamă, nu mai pot. Unde s-o întorci? Lasă aici un pic. Nu mai. Ei, Andrei, n-a zis așa. Ce a zis, mă? Hai, mă, Andrei, lasă-o naibii în pana mea, că n-a zis chestiile astea. Doar că venea din ce în ce mai repede spre cigările. Noi. Unde sunt cigările? Ce de copil a zis fugiți. Ce zice aici? Nu fie adevărat. Noi nu prea auzim că suntem acolo. Nu mai pot. Ia, Răzvanel, trimite poza. E la mine. Bă, ce-i ăsta, mă? Bă, ce-i ăsta, mă? Unde? Uite-l, mă! Serios? Băi, vedeți ochii? Răzvan a surprins, bravo, mă! Cum să vă arăt, mă? Nu, așa? O să o postăm ca să o vedeți mai bine. Băi, ia telefonul. Nu, ține un pic, ține un pic clar. Ăsta. Ține un pic să vadă... Mama, așa ceva n-am văzut. Ăsta mi-a făcut rău. Uitați-vă, îl vedeți aici? Da. Se vede chiar bine. Băi, aici, mă, nu vedeți după pom? Da, nu se vede poate din telefon, dar se vede ăsta aici. Nu știu dacă îl observați. Vai, mama mea! De ce ăsta mi-a făcut rău, mă? Uitați-vă unde e și eu, uite unde țineam eu lumina, uitați-vă aici, aici țineam eu lumina și am zis că s-a auzit aici undeva. Mamă, îmi tremură tot. Uitați-vă aici, uitați-vă aici. Băi, băi, e demonul, mă, ce să fie altceva, negru. Da, e demonul. Demonul și probabil copilul care a zis plecați ne atenționa să plecăm. Dacă mai aveți filmare sau poze, trimiteți-mi, vorbiți cu un moderator de-al meu să vă dea numărul. Răzvi sau Gică. Vă rog eu mult.
Dar ți-am zis că am văzut și încolo un pic de copiii care sau ce s-au auzit ce ai zis plecat, ne avertiza să plecăm. Moderator, vorbiți cu Do I Know You sau cine mai are poze, da, iubirea mea, dă țigările tale, unde sunt? Nu, nu mai pot, mă doare tot corpul, mă doare tot corpul. Ia geanta, tu du-te acolo, poți să faci, uite acolo, mai în față. Acolo, acolo. Sau aici, lângă mașină. În spate. Nu se vede. Aoleu, mama. Bună seara, bună seara, nu mai pot. Nu mai pot. Ori era ăla copilul după ăla. Nu, o să pun poza aia, deci nu mai pot. Deci mă doare spatele rău de tot. Nu știu dacă mi-a lăsat vreun semn. Nu este copilul, este demon. Copilul ne-a avertizat să plecăm. Aoleu. Bă, mi-a arde spatele tot, mă. Vezi în buzunare, iubirea mea, dacă ai în geacă, că nu găsesc nicăieri pe ale tale. Nu mai ai, ia-l pe ale mele. Dar se vede bine. Ioana, vorbiți cu Gică, mă! Sau cu Răzvi, vă rog eu mult, să-mi trimite și mie, că deci așa ceva eu n-am văzut nicăieri. În halul ăsta, am văzut, dar ăsta e demonul în realitate, uitați-vă aici, uitați-vă, vă rog frumos. Deci ce mi-a trimis, vai de mama mea. Ăla mi-a făcut rău, mă, deci nu cred. Eu am rămas fără aer, știi că aici nu mă simțeam aer? Uitați-vă aici, știu eu. Uitați-vă, vă rog, se vede aici, aici. Ochii! E ca o față. E fața, ascunsă după pom. Și restul e negru. Restul e negru. Nu se vede? Ia mărește-te-o cu două degete. Atât. Nu acolo. E lumina din spate, bate. Stai să opresc lumina asta. Uitați-vă acum! Și are și ceva pe cap, dacă observi. Vai de mama mea! Bă, m-a lovit, mă! N-a putut să-ți facă mai mult rău, pentru că ai protecția aia. M-a lovit, m-a lăsat fără aer, dar n-avea cum să-mi facă mai mult rău decât asta, pentru că... N-are cum să te ataci. Am Coranul în geantă și apărarea. Animalul ăla? Tu crezi că glumești cu noi la ora asta? Nu, e Cristi. Glugă neagră, exact. Glugă neagră. Mulțumim, Wilson. Aoleu, nu mai pot. Asta am zis ceva negru pe cap. Ce facem? Care se mișcă. Salut, Wilson. Mamă, deci nu mai pot. Spatele, mă. Ia uite-te pe spate, mă. Uite-te pe spate acolo, în mijloc. Beb. Aici am la lumina asta, nu văd. Nu? Ah, la o pădure, la o pădure. Nu mai pot. În pădurea asta sunt multe suflete. Sunt multe suflete și s-a auzit și copilul ăla. Eu nu mai. Ori ne-a zis să plecăm, ori o să pun toate astea pe live-ul. Salut. Deci eu nu cred așa ceva, uitați-vă aici, asta n-are cum să fie animal, lasă puțin. E pe partea mea, bebe. Și acum ai apăsat ăla, nu, ăla din mijloc. Nu știu dacă vede așa. Dar oricum o să postăm și o să vedeți. Nu, dar se vede clar. Aici. Uitați-vă gluga. Gluga. De jur împrejur. Fața, restul negru.
Vezi că este pe aici. E negru tot. Bă, ești prost? S-aud niște pași. Băgați-vă căștile care aveți. Băi, cred că este aici. Băi. Bă, cine ești, mă? Diavol, ce ești tu? Arată-ne, mă! Arată-te, hai! Arată-te să te vadă lumea, că nu ne crede nimeni. Arată-te, că mie nu mi-e frică de tine. Nu mi-e frică! Dar nu mai am lanternă să te văd. S-a terminat bateria. Deci mor, mă. Ce tot se ascund? După ce că am umblat toată noaptea, nu mai am baterie, hai vino încoace să încărcăm ăsta dacă mai merge, intru acolo până în adânc. Nu se poate așa ceva. Scuze că m-am enervat un pic. Deci nu mai pot. Așa ceva. Nu mi-e frică, mă duc peste... Ce auzit, hai. Cum adică? Unde ai auzit, hai, că eu n-am auzit absolut nimic, eu urlam acolo, cred că, din cauza asta, habar n-am. Avem. Deci îmi tremură mâna, ăsta, corpul. Sunt niște suflete prinse din cauza asta, cred, dar demonul n-avea ce să caute acolo. Nu e copilul nu e, că n-ai cum să fie demon, doar că era neatenționat. Băi, deci eu nu mai pot. Spatele mă omoară. De ce? Nu-i convine că suntem musulmani. Exact! Că suntem musulmani și din cauza asta. Ce cauți, fiule? E în spate de tot. Tot se aude ceva. Ne trimite cineva, v-ați luat și voi numerele. Ia taci! Ia taci! A aruncat cu ceva! Băi, a aruncat cu ceva! Mă jur! E aici. Băi, aud pașii, mă. Stai pe loc. Căștile, băgați căștile. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'unzu billah. Min shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babe, ai luat Coranul? Ești acolo, nu? Și nu vrei să vii mai încoace? Arată. Pentru că nu am lumină. Arată-te să te vadă și lumea. În general, cei care nu cred. Nu am lumină. Vreau să te văd. Nu e foșnet. E ceva acolo? Că eu nu văd. Nu se mărește camera. Ce vedeți voi? Acolo zic și eu că
Băi, cât mai are mă să se încarce ăla? Nu știu, eu am văzut o umbră, n-am văzut altceva, nu pot să mint, nu sunt genul, nu-mi place. Credem în Allah, exact care ne-a mai întrebat, dar întrebările astea nu știu de ce au rostul. Când se vede acolo, moderatorii mei, sunt musulman și scrie. Ce naiba a intrat, mă? A intrat un fluture, cred că a venit după noi. Da, păi intră și în astea, gângănii și tot felul. Dar nu a plecat, vezi că e tot aici. Păi mi-au descărcat, nu vezi că îl încarc? Acum le încărcăm. Hai, tata Cristi! Intrați cu acau. Să nu-l blocați pe Cristi. Să nu-l blocați pe Cristi, că e fiul meu. Cristi Andrei. Unde sunt, mă? Unde ați văzut, mă? Mai fă o poză. Pe mine m-a terminat în spate. Uite-l. Uite, ascultați aici. Foșnetul. Băi, am auzit aici, aici. Dar vezi că el este invizibil. Băi, știu că se fac ritualuri. Unde ești, mă, ascuns? Nu vrei să te arzi, nu? Nu e prea multă acțiune aici. Da, fața aia. Ia mai pune aplicația aici la intrare. Să vedem. Mai punem o dată aplicația să vorbim cu el, că văd că e aici. Stă după noi. Unde e telefonul? Unde e? Spiritele poate se comunică ele. Băi, ce a fost asta, mă? Copil? Plângea parcă. Mama? Cine ești? Cine ești? De ce nu vrei să spui? Un copil care plângea. Spune-mi și mie cum te cheamă, că poți să vorbești în limba noastră. El, cine el? El. Cine ești, am zis? Îți ordon. Băi, uite aici se mișcă. Băi, nu. Vrei să ne spui cum te cheamă? Leo. E aici. Aici ne urmărește. Ne urmărește, dar degeaba ne urmărește. Unde vă pot trimite pozele urgent? Ronai Bernat. Bernie. Vorbește cu Gica sau cu Răzvi, te rog frumos, Ronai Bernat. Nu putem să spunem ce pădure e.
Berni. Nu, iar s-a auzit. Și nu mai am baterie, se închide. Da. Așa nu mai e mie? Mie nu mi-e frică de chestia asta, doar că nu pot să intru înăuntru, că nu o să văd nimic. Nu știu dacă mă înțelege cineva. Trebuie să mai aștept să facă bani. Ce nesimțită a naibii ești, Elisa? Ce a zis? Alex. E un ratat care mai stă pe aici, pe live-ul meu, că vă ia statul copiii. Gică, mai ești aici? Sau ai ieșit? Ioana? Unde s-au dus? Da, el a încărcat lanterna. Mersi, Gica. Am înțeles, ok. Mă doare capul. Ce să mă doare capul? Răzbi, mi-a trimis poză iar? Pe Cristi, l-a blocat cineva. Tu nu auzi aici? Ba da, se aude. Cine l-a blocat pe Cristi Andrei? Nu e un animal. Acum vedeți ceva? Da. Ma. Nu cred că se vede. Eu îl văd de aici, real. Ce e acolo? Este ceva aici, zice. M-a luat durerea de cap. Și? Ia uitați aici. N-are cum să fie minciun, mai ales asta de aici, iar niște ochi care este în aer. Ei așa au ochii, lucioși sau roșii, galbeni. Da, nu știu dacă este fetiță sau... Te doare? Eu zic să... Da! Închide ușa. Ce că e o mână. Razvi! Închide ușa. Ai puțin adrenalină. Dar numai. Numai că deja pe mine m-a distrus. Eu nu mai am... Mai încerc ceva.